Olguța? Da, domnul Dragnea. Mărește salariile, scade impozitul și învață naibii franceză. Mais oui, mon chef, je mange le tramvai. Mănâncă-l și adun cafeaua aia odată. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, măi băieții. Bună dimineața, bine ați venit, băieți. Coneața Cocoșei. Neața Orlando. Hola, ¿qué pasó contigo? Bienvenido, damas y caballeros, Cronica Cârcotașilor. Ia dă-i tu două, ca să nu dai eu trei. Stai, mă, m-am urdărit puțin de spaniola la engleză. Da, engleză. Vedeți așa, șterge-te la un colțul gurei și că ai puțin. Așa, el este într-o telenovelă, America, anii 50. Es muy importante vivar para adelante. Sí, por supuesto que sí, señor Herban. Ce faceți voi cu o zacuscă, cu gripa, cu pesta, cu PSD-ul, cu alea, pam, pam, ce să facem? Avem planuri pentru luna asta care a început sub auspicii foarte bune, adică e cald al dracu. Da, mult mai cald față de... Ceea ce îmi doresc să rămânem în această perioadă. Chiar dacă se micșorează ziua, este lucru exact care mă uftică cel mai tare. A, uite ce trebuie să facem la septembrie. Am găsit niște informații. Cum că luna septembrie trebuie să fii ca la carte, că nu poți să faci vin în septembrie, de exemplu. Cu burta pe carte, cei care au așa copii să meargă la magazin să cumpere rechizite. Pregătește-l pe cel mic pentru școală. Ai, că dacă nu știați, în luna septembrie încep toate școlile. Mult mai devreme față de alți ani. Da, ai mei pleacă de azi la școală. Serios? Nu e scandalul. Așa începe școlul. Ai, frate, nu e, mă, băi, Șerbane, nu e după atâtea luni de pauză să trimiți copilul brusc la școală, brusc, e complicat. Cum să trezesc, greu. E seama momentul să-ți umpli cămara cu bunătăți, adică astăzi cumpără 300 de chile de roșii, făcute de o babă foarte complicat, pentru că sunt urâțele, că nu sunt stropite și au alte povești. Dar puțin, cine? Tu le cumperi? Mă, dar și cum iese? Bă, iese un șoc. Am făcut sâmbătă zacuscă, mi-a ieșit 22 de borcane. Păi ce faci, bulion tu cu roșii? Nu, îți face zacuscă, băiețel, dar... Se curăță de pielță și se fac niște chestii cu el. O vânătă, o atenție, super bună. Păi dacă ești expert în legume, atunci explică-ne și nouă. Trebuie să fie așa mari, standard, ca la hipermarket sau... Nu, mici. E urât. Și ale dracu, rezervă o vacanță pentru iarnă. Deci dacă o cumperi de acum, ai toate șansele să fie mai ieftină. Deși nu știu cât de ieftină poate să fie, pentru că totul e scump începând din septembrie. Nu, să știi că eu mi-am cumpărat din primăvară pentru vară și am ieșit mult mai ieftin. Da. Așa că e posibil. Mitrosule, te-ai dus cu un prieten. Plătește-ți taxele și impozitele. Că e important. Acum, da, până pe 30 trebuie să plătești tranșa a doua din alte tâmpenii. Că dacă nu ți apare Teodorovici în vis, da, o bâtă și spune du-te și plătește, du-te, da, și plătește. Da, vezi ce bătaieții, pregătește-ți locuința pentru toamna, adică... Dai cu insecticide, păienjen, muște, țânțar. Asta înseamnă să faci ca lui Fere Noi, să te uiți la centrală, da, merge, nu merge, e bine, uite... Faci un ITP al apartamentului, știi? Verifică-ți mașina, că acuși, acuși trebuie să-i pui alte cauciucuri și... Frumos. Alea costă antigelul. Dau uleiul. Bani, dau bani. Adică ori dai bani, ori dai bani. Mă, și câți bani trebuie să dau cu ea. Dacă nu ai canalizare, golește-ți fosa. Tot așa, ca să scoți din vară toată mizeria. Toată energia e negativă. Da. Negativă. Fosta nu se golește în fiecare lună? De două ori? E, nu, fosta, depinde. Fosta, pardon. Apropo de vacanță, am găsit o vacanță destul de ieftină acum, dar nu am eu timp să merg la Babadochia. Așa. Vreau să mă dau cu balonul. Ieri m-am întâlnit cu un tip și mi-a spus: vai, dezbră, dacă spun ce am găsit, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Da, frate, ce s-a întâmplat? Băi, am găsit o excursie super ieftină la Babadochia. Unde, mă? La Babadochia. Babadochia. Mă dau cu balon. Important e că, indiferent de lună, tot trebuie să bași bani în ceva. Asta, Cocoșei. Decartează, hai. Dimineața zilei de 30, la ora 6, brigada de poliție rutieră a oprit un autovehicul condus de un cetățean în vârstă de aproximativ 45 de ani,
cu un număr personalizat. Acesta operează sectorului 3. Acesta a fost condus la sediul Brigăzii de Poliție Rutieră Capitale, unde s-au efectuat verificări. Priți, agentul Zgureanu, completez și l-am arestat, mai ales că când a oprit mașina, a ascultat melodia asta la maxim. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. E supuesto că si 7 și 13 minute, hai să fie cu noroc. Hai să fie cu noroc. La numărul de telefon amintit am primit deja prima poză meteo de la domnul Dan din Oradea, care ne spune că astăzi în Oradea Mare vor fi 19 grade. Adică deja sunt 19 grade, deci vine taifunul. Nu vine niciun taifun. Problema e în felul următor. Mi-apare și mie o chestie pe aplicația mea, că eu nu merg pe aplicațiile astea populare. Ți s-a negrit hurricane-ul. Eu am o aplicație mea personală. Într-adevăr este mult mai cald. Până joi s-ar putea să avem o mică ploicică și în București, lucru de altfel bine venit. Da. Dar oricum temperaturile pentru luna septembrie sunt mult mai mari față de o medie. Aia e ceva. În PSD e încingere mare, adică ce să mai s-a întâmplat... Cod roșu de caniculă, că pe toți ia locul transpirație. Da, frate. Deci s-au întâlnit ei la Neptun, ca îi bătrân pe vremuri, comuniștii asirii și acolo se întâlneau la Neptun. Și cu Neptunul, că și eu am fost acolo. Păi și tu e față, dacă bine te gândești. Dragnea nu va candida la prezidențiale, tensiuni însă între Gabriela Firea și... președintele PSD. Ai spune tu, cât tupeu să ai să-ți permiți să-l contrazici pe Dedi. Incredibil, bă, băiatul, da, nu se poate. Ai văzut cu câtă atitudine a vorbit doamna Firea? Bă, da, acum, faptul că doamna Firea s-a luat la umor cu domnul Dragnea, ne arată și o parte bună. Să știi? Singura parte bună este că vom scăpa de doamna Firea. Asta crezi e tu? Da, da. Nu, nu cred. Uită-te la mine. Că o ține pe Danț că... Dragnea nu va fi clintit de acolo. Deci de el nu scăpăm. Asta e clar. Eu zic altceva, Șerban. Doamna... Avem mare noroc că doamna prim-ministru nu este conflictuală. Ea este neconflictuală. Adică putea să o cheme pe doamna Dan. Auzi? Doamna prim-ministru e neconflictuală. O doare în banii aia de cu care se deplasează. Deci, e și analfabetă. De când ești voi? Da, vă rog, țineți un pic să terminăm cu ăsta. Cu... Nu aveam să vă spun firește. Da, vă rog. Spuneți dumneavoastră atunci, doamne, uite. Ce se întâmplă, de fapt? Ce se întâmplă? Primărița Capitalei o apără pe asta. Pe doamna Speranța, care a fost, a lucrat cu ea și este speranța ei, cum să zicem. Exact, și atunci Domnul Dadi s-a gândit să o facă pe Speranța Țapii Spășitor, ca să-și o ia pe cârcă cu bastoanele, că de fapt din cauza ei s-a întâmplat în piață la scandal. În schimb, doamna Carmen Dan, din Videle, nici usturoi am mâncat, nici gura nu miroase, este cea mai tare, cea mai tare. Ia ziceți, nu mă enerva. Ce vreau să spun este că de aici există proverbul românesc: unde te trage ața? Ața îl trage pe domnul Dragnea către Videle, către Telerman, firește. Cine este din Telerman și din Videle? Este fosta secretară de școală, doamna Carmen Dan, firește. El aici vrea să o apere pe doamna Carmen Dan în detrimentul doamnei Speranța Clișeriu, care este omul de casă al doamnei Firea. Ce se întâmplă? Făcând o analiză, zi domnul Anastase. Mie mi se pare totuși că lui Dedi ăsta, mi se pare mie că îi se potrivește o melodie foarte bună. Pentru că, de ce? Pentru că a avut parte de 4 asasini foarte cunoscuți, cazații la hotel și că l-a vrut să-l împuște. Una peste alta, gândiți-vă la o chestie, că tu două seara alte i-a zis tu, tati, vă aduceți aminte că și-am avut un conflict cu Madame Dan și mi-am pierdut funcția de prim-ministru și a rămas? Poți să faci infarct în timp ce te pui cu Videle, nu te pui. Care cred că n-ai putea să te împaci. Treci în ființă când duci gunoiul, deci mă risc zi de zi. Vă m-auzi palpame, cu
ești o viață, tragi ca hamalul, frate. Și poți să mori în timp ce îmi spui că n-am dreptate. Caz de pe scaun când pui globuri în pom. Cât ziceai că valorează o viață de om. E de... da, nu e cea mai nașpa treabă. Cel mai de... e să mori când ți-o iei la... cu șapte plase în mână, accidentat de drift. Te poți gândi post-mortem că n-ai însemnat nimic. Poți să mori pe scenă când bagi ca adevăratul și tot să strige distrați. Gazlat în timp ce te închingi, te ridici fâl-fâl la cer de pinguini. Poți să mori când câștigi la loto, fără să lași un moto. Lasă-ne poza de adio în aparatul foto. Gaz cu liftul sau s-ar cura plan copaci. Ajungi la domiciliu în 4 pungi și 7 saci. Cu numărul zilelor libere la zero redus, mori până ai cu pentru când rebus. Poți să mori de plictiseală când îți numeri banii, sau să cazi mort în cort lângă palat ca țigani, renunțând forțat la ultimul sărut. Unii pleacă dintre noi cu piftia în gât. Salut! Calculăm că în viață mai mult ne chinuim. O, da, ne chinuim la încă o cană de vin. Valoarea unei vieți de un momentan n-o știm. Întrebați filozofii, noi nu vrem să ne gândim. Calculăm că în viață mai mult ne chinuim. O, da, ne chinuim la încă o cană de vin. Valoarea unei vieți de un momentan n-o știm. Întrebați filozofii, noi nu vrem să ne gândim. Poți să mori pe masa de operație sau în stație, sau fiind femeie poți să mori făcând felație. Poți să nu faci nimic greșit fără măsură, oricum te vede Dumnezeu. Poți să fii sculptor, sudor, doctor, e ca dracu că poți să mori încercând să îl salvezi pe altul. Poți să mori încercând să schimbi un bec în timp ce-ți râde proasta. Poți să mori încercând să îți omor nevasta. Poți să mori drogat, visând sau beat prizând. Poți să mori plângând, mâncând sau chiar râzând în fața unui cuțit strigând. Sau mai rău, înnecat cu tor de ziua ta. Poți să mori în parc în timp ce plimbi un câine. El vine, te miroase și să-ți pe tine. Poți să mori în accident când te alargă garda, sau când vrei să tai o găină și să-i barda. Poți să mori în timp ce faci sex cu o vecină, mă înțelegi? Poți să mori de frig în timp ce vrei să te neci. Poți să mori băbuță, ascultându-l băguță în dormitor, dar nu mor pur și simplu, eu te omor. Calculăm că în viață mai mult ne chinuim. O, da, ne chinuim la încă o cană de vin. Momentan n-o știm. Întrebați filozofii, noi nu vrem să ne gândim. Îmi place că-n viață mai mult ne chinuim. O, da, ne chinuim la încă o cană de vin. Și știi de ce îmi place? De ce? Pentru că ești optimist așa de dimineață. Melodie cu mesaj în masă. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. De dimineață cu noaptea în cap, turmentatul este la post. Ia ne-a trimis un WhatsApp. E yeah. Să trăiți neapărat. De dimineață. Bine face privilegiații. Cum e, frate, să te trezești luni așa la început de săptămână și să nu vezi soare, să vezi din ce în ce mai întuneric și să ai și poftă de viață? E greu. Pornirea e grea. Da, se gripează motorul. Ce vorbești, bă, băiatule? Dacă e diesel, e de anduranță. Imediat vorbim despre Carmen Dan și ai la altă deșteaptă, doamna Firea. Domnul Toader, ce v-a recomandat pentru funcția de ministru al justiției? Sunteți o somitate? Dar n-am spus eu că somi. Și-am fost judecător 10 ani, sunt rector suspendat. Eu ce vreau să vă spun e următorul lucru verificabil la milimetru. Că am fost, mi s-a propus să preiau portofoliul justiției și mi s-au dat de pline garanții de independență. Dar domnul Băsescu are o concluzie mai bună. Ia zi-ne, Traian! Domnul Tudorel Toader este un judecător pe care pot să-l arunc la coșul de gunoi. Tu fabricant de gunoi cu idei noi, vă privesc zâmbind cu ochi tulburi și goi. În puținele momente de luciditate mă gândesc că ideal să n-ai utilitate. Cronica Cărcotașilor, în fiecare dimineață între 7 și 10. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Așa mai, băieți, așa îmi place de voi. Domnul dezbrăcat aici la prezent. 7 și 26 de minute. Domnul Orlando aici, mulțumesc, domnul Șerban, ce faceți? Hai mă, nu ne mai domniți atât. Aduc aminte cu vocea lui Orlando. Sunați-ne cum, la 0-7-2? Ceva chestie estival, radio, da. Plajă, cumva. Păi de acolo am tras vocile, de la mare. El a avut microfonul băgat sub pernă, pentru că are un microfon de care nu se desparte niciodată. Are mai multe sunete pe care i-l-a trimis prietenul Ionsu să le facă și printre sunetele astea cu 07, se aude și...
Dar ăla este un sunet ascuns. Deci da, da, chiar a fost șters. E... Prietenul nostru are o aparatură destul de performantă să poată să scoată. Da, dar stai un pic, cum a fost șters? Cu Coceanu sau Eu am ascultat retrospectiva noastră, sâmbătă și duminică de la 8 la 11. Groaznic. Nu, să știi că e foarte ok. Da, e bine. Și din când în când pirașa o pauză de, să zic, 7-8 secunde. Ce era, frate? Știu. Ce era? Acolo era o... glasul roților de troller. Da, mă, treceau ăștia cu trollerul ăla la Monța și nu se aude, bă, nimic. Da, bă, frate, bă, incredibil, bă, băiatule, așa bravo. Așa ceva, dar... N-am. Ce se întâmplă? Când sunt fierbântă fetele, aoleu, să nu stai în calea lor. Codrin și Ștefănescu cu zis cap de pompă. Nu vă gândiți la prostii. S-a certat aseară despre cu... conflictul dintre Gabriela Firea și Carmen Dan. Bă, de ce-mi place mie de astea două... Eu aș fi vrut să se pără. Da, frate, așa era frumos. Se tragă de păr cu geanta în cap, așa. Două cu... mediocre, două țați ajunse, s-au cățărat în copac și acum încearcă să se dea jos una pe alta. Incredibil, incredibil. Și ce poză au pus băieții de la gândul Carmen Dan și Gabriela Firea pupându-se. Da, da, da. Păi știu, da, care dintre ele fi? Știi ce fac că două femei când se văd, nu? Nu. Deci, în loc să se ia la palme, se pupă. Cam asta e ideea. Nimeni nu a îndrăznit să stea în calea Gabrielei Firea și a lui Carmen Dan Domenico. Când s-au certat ca la ușa cortului, pardon, la ușa CIX-ului al PSD, povestește Codrin Ștefănescu. Primarul general a cerut demisia ministrului de intermen Carmen Dan, dar liderii PSD nu au fost de acord. Nu, păi ce facem, ne dăm demisia așa când, păi, se poate? Auzi, Carmen Dan la un moment dat, la mare acolo, s-a înfierbântat, a început să ridice tonul și ea să... Bine, vreți gaze? Că acum mai chem. Și ăștia s-au oprit din discuții, știi, că le-a fost frică. Gata, mami, gata, te pupăm. Mie îmi place de Codrin, pentru că după ședință a rugat-o pe tanti Rovana, știți, președinta de la OFSD, adică femeile din PSD, și de bună prietena celor două, să le scoată la o cafea și la un ceai, ca să vorbească să acolo, fac așa, să facă pace între două dobitoace. Dobitoaca cea mai mare ești chiar tu, mama. Da, nenea, auzi, nenea Codrin s-a certat la Antena 3 aici, da, cu o doamnă referitor la chestia asta cu pesta, că e o treabă politică și că domnul Codrin Ștefănescu ținea cu Daia, care s-a implicat în... Așa. Păi ce a făcut doamnei? Băi, cu coana, ai luat pastile, ești pe drage, te-ai amețit, țațu, tăi, du-te să vorbești cu bărbactul așa, nu cu mine. Știe ce vorbim pe... Nu-mi dau seama că s-au de cam încet, din păcate. Codruș, trebuie să spun ceva, dragă Dezbră. Codruș Ștefănescu. Vezi ce... Mă rog, similitudine între numele tău și... Da. Dumnezeu, să știi că ne-a înțeles greșit. Nu, da, cu pentru că noi l-am rugat să ne scape de toți porcii, dar am curcat porcii. Da. Domnule, ai luat-o de pe nene, ce bună face fizica dumneavoastră în caz de cutremur? Dacă se cutremură pământul, face de la el. Sens să intri, de exemplu, sub o masă. Nu face sens să intri în lift. Atunci ies, dar dacă mă prinde ploaia, fac. Dacă plouă foarte puternic, nu face sens să vezi dacă știi să noți într-un râu care s-a umflat. Face sens însă să te refugiezi pe cel mai apropiat de... Da, am înțeles, dar în ce limbă e face sens ăsta? Nicht dem entspricht, was für Rumäne notwendig ist. Cronica Cărcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. În dimineața zilei de 30, la ora 6, brigada de poliție rutieră a oprit un autovehicul condus de un cetățean în vârstă de aproximativ 45 de ani, cu un număr personalizat. Acesta operează sectorului 3. Acesta a fost condus la sediul brigadei de poliție rutieră a Capitalei, unde s-au efectuat verificări. Triți, agentul Zgureanu, complectez și l-am arestat, mai ales că când a oprit mașina, a ascultat melodia asta la maxim. Cărcotașilor, în fiecare dimineață între 7 și 10. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. E, ia
uite, Ioana ne-a dat aici WhatsApp-ul, ne-a zis: neața băieții, bine ați venit, greu de găsit frecvența. Dar ce așa greu, frate, de găsit frecvența? Exact. Mie mi se pare că n-am spus-o Ioana, de multe ori cum trebuie. Da, 96 cu 9 în București. Ioana și mai cum? Atât. Ah, Ioana atât. Eu n-am decât Ioana aici. Săruna, doamna, atât. Așa. Problema e în felul următor, că mulți nu au informația că noi am început. Știi ce făceam noi acum o săptămână, exact în momentul ăsta? Începeam emisia. E, bă, dar ce bravo, sunt bun, nu? Da, sunt, ești bun. Bine. Eu am început să spun și la, pe Facebook, live, când suntem, uite, dimineața, de la 7 da, la 10. Sunt, ai zis? Eu la fel, în toate live-urile. Să ziceți, vă rog. Atenție mare. Ia. Atenție mare, vă spun acum. Iată, Uniunea Europeană nu mai trece de la ora de vară la ora de iarnă, ci o să rămână cu o oră. Una de vară și una de iarnă. Acum, aia din nord preferă ora de iarnă, că la ei frig, asta e frumos. Sunt și opticoși. Pentru că au și ziua foarte lungă în iunie atunci, așa trebuie, dacă e mai... Mai cu iarnă, așa, pe ora de iarnă, atunci nu... Cum să spun eu, nu apune soarele chiar la ora 11. Auzi? Nu. Aia în nord, la 10, da. Dar sare la 2. Aia în nord au ziua mai lungă, dar tot vreo 8 ore muncesc. Da, păi nu da, mai mult. Asta e în funcție de interesul fiecăruia. Uite, spre exemplu, în Finlanda, oamenii de acolo spun că trebuie să se renunțe la ora de vară și că trebuie păstrată doar aia de iarnă, pentru că lor le aduce mai multă lumină în timpul zilei. Evident. De exemplu, în ăștia... partea asta la altă? Nu e de ok. De exemplu, la noi în Pantelimon nu sunt de acord. Dar aia din Chiajna vor? Da. Deci mie mi se pare că acest conflict între nordul și sudul Europei și al continentului și al regiunilor o să iasă o bătaie. Ți-au ce aminte aia care își dau cu ghioaca în cap? Aia din nord cu aia din sud? Da, da, da. Cum îi cheamă pe aia? Știi că... Am văzut filmul. Unde? Nu, în România. Dar a fost interzis că vezi. Festivalul acela din statele. Își dădeau cu ghioaca în cap unii la alții, aia din nord cu aia din sud. Dar uite, acum, vezi? Acum iau și pe partea cealaltă. Global. Dacă se enervează Madame Firea și spune nu. Noi nu. Ea are putere să oprească timpul, mă. Da, bă, dar doamna Carmen Dan o să spună, la voi poate nu, dar la mine, da. Și îți dă niște dracu gaze de, vezi, orologiu așa cum se învârte de acolo, acolo. Și, da, frate, mă, la noi în Pantelimon soarele răsare doar dacă îl plătești. Îmi spun că trebuie să se renunțe la ora de vară și că trebuie păstrată ora de iarnă. Asta pentru că lor le aduce mai multă lumină pe zi. No, kumpaan aikaan teidän mielestä pitäisi lopulta päätyä? Kesään vai talviaikaan? Perinteinen ottaa talviaika. Asta este în Finlanda. Finlanda, da. Categoric ora de iarnă trebuie să rămână. Mai spre centrul și sudul continentului, însă oamenii sunt de altă părere. Ei spun că europenii trebuie să adopte definitiv ora de vară. Quale, de inverno ou de verão? Care vrei? De vară sau de iarnă? Ce clar portugalul. E greu, Tania, e greu, mai ales când trecem la ora de iarnă, când se face frig afară. Te trezești mai devreme și mie de Comisia Europeană va propune renunțarea la schimbarea orei de două ori pe an, dar nu poate impune păstrarea orei de vară ori păstrarea orei de iarnă. Așa. Fiecare stat membru în parte decide ce oră va adopta. Așa, bravo, bravo. Eu vă spun, treaba este o ablă. Eu vă zic, în Videle se adoptă o oră. În București se adoptă altă oră. Și fiecare cu ora lui. Exact. În Timișoara altă oră. Aia sunt mai ciudați, adoptă la jumătate de oră așa. În Cluj nu se adoptă nicio oră. Îți spun eu ce ora trebuie să se adopte în Videle. Ora de gramatică. Aia e altceva. Mă scuzi. Pentru că imediat vorbim despre doamna Dăncilă și mai ales cum s-a făcut ea de cacao în timp ce se justifica că e obosită. Atunci ce spunea că e obosită. Ei, asta e, se mai întâmplă. Bună dimineața, mai băieței. Întrebarea este în felul următor. Ia zi. Horoscop avem? Da, avem! Bine, voi băieții, aute, bravo! Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Copilașii mei, știți ce îmi place mie cel mai mult să fac în București? Nu nenea Pomohaci! Să merg cu metroul! Bravo, nenea Pomohaci! Cel mai mult
Îmi place stația la minorului. Cronica Cârcotașilor, audio live. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. 7:45 de minute. Am primit completări de la Ioana. Spunea domnul Orlando că are un vecin, Florentin Petre, care a plecat la Brăila. Că l-au pus aia acolo antrenor. Pe de altă parte, Ioana se numește Bădulescu și spune că în Popeșle Ordești, unde e vecină cu domnul... Sau Stropeșle Ordeni. Da, deci, bine, pe strada fermei acolo e orice, dar Stropeș nu este, Scufundești, da. E Scufundești le Ordeni. Ioana, Ioana, să ne spui și ce zodie ești pentru a-ți face o astrogramă aici. Poate vă vedeți și... Da. E fecioară. Fecioară, da. Astrolog.ro în această dimineață împreună cu noi, minunat horoscop, 3 septembrie, astăzi Venus și Mercur formează un frumos sextil, este un aspect benefic pe mai multe planuri, dar asta pentru toate zodiile, nu avem doar câteva, da? Deci începem săptămâna în forță, iar la berbec, la berbec, fără niciun fel de ezitare, este o zi bună pentru afaceri, șanse mari să realizați tot ce v-ați propus, beneficii, recuperați și banii pe care i-ați dat împrumut acum o lună, felicitări. Este tot, da. Striptease. Da, ah. Și cu banii te duci la... Exact. Uite, la Taur, în plan sentimental, totul merge bine. Este de așteptat să constați o schimbare în bine, probabil prin disiparea unor tensiuni care v-au dat bătaie de cap în ultima asta vreme. Asta e Carmen Dan? Ne facem oameni cinstiți. Da. Dar să vedeți la gemeni că s-ar putea să aflați... Eu va trebui să plecați într-o călătorie lungă, probabil în străinătate, și vă veți lua bilet la avion doar dus. Felicitări și să rămâneți acolo. Da. Da. Și noi trecem la RAC, adică și la Șerban implicit, da. Și ne spune da, că în activitatea da profesională și în afaceri, contextul astral de astăzi este favorabil relorii unor discuții sau negocieri care au fost întrerupte cu câteva zile în urmă. Zi cu cine ai negociat. Da. Să trăiți, vă mulțumesc. Da. Leule, este posibil să constatați o bună îmbunătățire a relațiilor cu colegii de muncă și cu partenerii de afaceri, dar nu este exclus, vezi că iar apare lunea, iar apare ruda aia mai în vârstă care a început să-ți reproșeze că ești încăpățânat și puturos. Bă, dar cum? De unde apare? De unde excelent! Da! Fecioară, o situație neprevăzută te-ar putea împiedica să pui pe picioare în aplicare planurile de a petrece mai mult timp împreună cu cei dragi, dar ai grijă că nu e bine ce faci, trebuie să te dedici și familiei. Am impresia că nu ne mai înțelegem. Da, sigur că da, dar la balanță să vedeți cum e, pentru că s-ar putea astăzi, dragă balanță, să fii predispusă la indigestie. Oh, și vă rugăm să fiți cumpătați cu mesele, nu mâncați ca... Da. În declarația lui vorbește despre niște femei, dar nu de nicio adresă, absolut nimic. De mâncare vorbeam, nu? Nu de carne. Scorpion, implicit și pentru Nea Livache. Ce-mi place să citesc. După amiază este posibil ca o persoană mai tânără din familie să-și ceară ajutorul într-o chestiune personală care nu suportă amânare. Bombonica! Nu ai mică. De bolnavă poate zămisli un astfel de plan nebunesc. Cum le nimerești tu cu degetele alea. Da, da. Săgetătorul, iată că astăzi un foarte bun prieten cu care nu v-ați văzut de mult s-ar putea să vină cu o inițiativă originală și să plecați la drum împreună cu un business performant. Ah. Nata ești un geniu al răului. Bâlcov. Și al perfidiei. Capricorn, dacă aveți multe de rezolvat astăzi, ați face bine să vă menajați sănătatea. Aveți nevoie să vă relaxați și să vă odihniți mai mult. Așa mai că ziceți că nu e democrație la noi. Păi nu, nu, dar să vedeți la vărsător, pentru că în plan profesional și în afaceri se întrevede o zi destul de agitată, dar nu e niciun fel de problemă, pentru că prioritățile dumneavoastră sunt bine știute, aranjate, puse acolo în dosar, frumos. Da, 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 mai avem vreun... Ești normal pentru Dezbră. Ia, atenție! Dezbră! Atenție la mine! Ia, zi! Lumina lunii, Dezbră! Ești preocupat de problemele profesionale importante și ai tendința să-ți neglijezi viața de familie și problemele căminului. Ai grijă că ți-o iei pe cocoașe. Am un cămin tare frumos, mi l-am luat că mi-a pus ăștia canalizare și trebuie să mi-l instalez. Lumina lumii, rege al regilor, vorbește către voi! Zi! Astăzi, 3 septembrie, sărbătorim așa, în 1875, Ferdinand Porsche. Nu știți, nu? Haide mai repede. Știți, 1965, actorul meu preferat până acum 3 ani, Charlie Sheen.
La mulți ani, Charlie. Da, fii sănătos, tati. Și în 1967, cine e Valerius Gonea? Că nu știu, ia spuneți. Aoleu, mulți ani trăiască. Valerius Gonea a fost, este... Că e ziua lui, ia spuneți voi, cine e, măi? E fosta Gabriela Firea din PSD. Am înțeles. Lui zicea la mulți ani sau nu? Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani! Gabriela Zgonea. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Doamna Dăncilă, cine puteți spune despre programul de guvernare? Doamnelor și domnilor deputați, programul de guvernare al Partidului Social Democrat a avut parte de la început de o respingere automată din partea adversarilor partidului pe care îi reprezint. E, dar nu mai ziceți asta, că se supără Livache. Vreau să vă transmit pe cere scuze. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Bună dimineața, măi, Dezbră. Bună dimineața. Bună dimineața, măi, Orlando. Dimineața, măi, Șerban. Vă anunț că au trecut 54 de minute peste ora 7. Mai avem încă 6 și facem live. Și soarele începe să apară pe cer. Semn că viața... Renăsare. Caută. Așa. Viorica Vasilica Dăncilă a făcut o nouă gafă chiar în discursul în care își recunoștea greșeli. Este, bravo ei. Premierul le-a spus că din cauza oboselii face greșeli. Păi ea s-a născut obosită. Și trebuie să se odihnească, asta e altceva. La școala de vară a femeilor social-democrate, sună-mă asta, însă, școala de vară. În acel discurs a mai făcut o gafă. Ea spune la un moment dat, și da, s-ar putea să mai greșesc, pentru că e normal, dar nu că s-ar putea, sigur veți mai greși. Pe cei mai înverșunați adversari care îmi numără virgulele sau greșelile de exprimare, nu au altceva de criticat. Poate că am greșit. Este o presiune imensă. Este o oboseală imensă. Poate de multe ori, din neatenție sau pe fondul oboselii, am făcut greșeli. Și poate voi mai face. N-a durat mult și în discursul premierului s-a mai strecurat o gafă. Plecați de președinția. Da. Președinția a spus. Discursul ăsta într-o altă limbă, da. L-a practicat și când era ea acolo la Bruxelles, știi? Tot așa, o întreba aia, Dăncilă, ce faci, mami? Păi nu, sunt obosită, nu. Hai, mă, pe bune. Acum și voi căutați not în papură. Ce aveți, mă, cu săraca femeie? Pe bune, au pus-o acolo să facă mișto de ea și drag voi... Drag mei misogin, eu ți-am zis. Bă, și voi râdeți de ea, mă, lasă-o, mă, așa, mă, da, ce și eu m-am născut obosit, doamna Dăncilă, dar totuși nu greșesc atât de mult. Da. Deci, du-te mai încolo un pic. Dați-vă așa. Du-te un pic mai încolo, că ai o problemă. A venit pesta peste matale. Păi e frumos. Uite. Pesta, lasă pesta ca pesta, dar ce ne facem cu tuta absolută? Nu mă referam la doamna, mă referam la boală. Evident. Apropo de pesta, a ajuns și la Buzău și vorbeam cu cineva sâmbătă care mi-a spus, domnule, nu înțeleg de ce eu moară, pentru că n-are nicio problemă cu omul, nu se întâmplă absolut nimic. Păi nu, dar se aduc la alții. Hai să vă spun eu care este problema, domnule. Ia spune-mi, domnule, să știți că deja s-au semnat niște contracte cu investitori din Danemarca, Suedia și Austria pentru formarea unor noi abatoare, domnule. A zis ieri cineva. Domnul președinte Dragnea, am auzit că aveți o fermă gripa de porci. Aviară. Ați auzit prost. Dar de ce vă trebuie, domnule Dita, mai fermă când aveți în subordine 100 de parlamentari? Radio Cronica Cârcotașilor, numai pentru urechile tale. Alo, Călin, sunt Cerasela, a 165-a soția ta. Bună seara. Mă tot sună unul Daniel Constantin și eu m-am hotărât să plec cu el, să știi. Cum facem cu blocurile alea? Le păstrăm pe numele meu sau o sunt pe Codruța să te dau în primire? Nu știu dacă acest demers de discreditare permanentă poate să fie făcut în diferite feluri. Am văzut în perioada președintului Băsescu. Cronica Cârcotașilor, numai pentru urechile tale. Ei bine, în acest moment este ora 8 și un minut și noi am
intrat live pe pagina de Facebook a Cronicii Cârcotașilor. Aseară ai făcut un live, iată că acum suntem din nou live și așa suntem în fiecare dimineață de la ora 8 la 8, 8 și 20. Șerban aici, Orlando acolo. Eu. Și mai ales, iată, dezbrăcat-o în toată plenitudinea sa. Dacă vedeți unul mai slăbuț față de cei doi, sunt eu dezbrăcat. Nu mai vedeți, gata. Așa. Vedeți numai pe ăștia mai grăsuți. Deci, e mai ok. El încă se crede silfidă, da? Nu prea e silfidă, așa că te văd că umpli tot ecranul. Păi n-auzi că a fost la plajă pe la mare și toți George Clooney, George după el. Păi, el da, Orlando. Păi, nu, să nu. George Clooney, au mai fost câțiva care strigau, nu George Clooney, strigau Richard Gere. Da. Mizerie, mai mult, dar rest e bine. Ai jucat în filmul ăla, Frumușica, parcă mi-aduc că erai Frumușelul. Uite, chestie, așa, din prima, să-și treacă numele pe generic, băi, n-ai văzut, mă. Este singurul prieten al nostru care merge cu patul după el, deci trebuie să o povestești pe asta, că este genială. El unde are treabă, are și patul portbagaj. Evident, pe cum adică? Ce normal. Deci stai puțin să termine. Dacă tot ai spus, termine acum. Zi, ce am făcut? Mi-am luat un pat și mi-am luat un pat, ți l-ai luat la un preț bun. Așa, și l-am dus unde? La serviciu. Ca să aibă un să doarmă. Mai dat în gât, altceva? Cu ce mai vrei să mă dai în gât? Șerban, tu vrei să mă dai în gât? Vine șeful și are așa o chestie șifonată pe față. Ce ai pățit? Trag și un pui de somn, șeful. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. 0729 655 555. Da, dar să știi că somnul de frumusețe te ține tânăr și asta vreau să vorbesc acum cu voi. Vouă v-ar plăcea să trăiți 150 de ani? Da, am de ce? Dăm două motive. Pentru că mi-ar plăcea să-i văd pe toți cum... Și tu să rămâi la tânărul? Să rămân singur, am văzut filmul ăla Highlander. Bă, ce mi-a plăcut cum se zguduiau ei așa și uite așa trăiau pe vecie. Adică oameni serioși, nu? De exemplu, am niște prieteni cercetători din Australia care s-au apucat ei să cerceteze pe niște șoricei, pe niște cobai. Așa. O chestie, un medicament anti-îmbătrânire și vezi, Doamne, că regenerarea organelor a ficatului ăla mărit gras, foarte gras de la alcool, îl poți regenera cu prețul unei cafele. Adică ai dat pastiluța, ai băgat-o, de vreo 5 ani e în teste pastiluța asta minune. Auzi, nu poți să o scoată mai repede? S-ar putea să nu mai prinde. Trebuie să mai facă niște cercetări. Nu merge cercetări, dar sigur. Dar fii atent, te întinerește, adică din punct de vedere biologic pe dinăuntru, te întinerește cu 25 de ani. Uite, Lisa Lotto. Uite ce a pățit ăsta, un tatăl inventatorului, avea 75 de ani, a luat pastila, s-a apucat de rafting. Da, face frate. Rafting, înoată, karate, astea. Băi, șmecher, mă, ce-s mai? La noi, ți-am zis, la noi Lis a încercat. Așa? Și păi, tu nu-l vezi cum arată? Păi, l-am văzut. Eu deja fac rafting în fiecare sâmbătă și duminică, golesc toate rafturile din hipermarket. Amicii mei, cara familie, clanul rival e mult mai forte, ei fac legea, stau la masă cu Trump, au judecătorii, au deputați cu mitraliere, iar noi rău am ajuns. Am ajuns să ținem cu DNA. Huidu, Dezbrăcatu și Orlando, numai pentru urechile tale. Cum arată ora de religie în viziunea Coaliției pentru Familie? No, apoi primul părțar... primul homosexual din lume a fost un nenorocit. No. Șarpele care i-a dat mărul lui Adam. Și totuși, cum se mulțe șerpii, domn profesor? Prin mugurire, mă, boule, că dar nu am fiat șerpișor, nu. Cronica Cârcotașilor, acum live pe Facebook. Știți că acum o zi, două, trei, patru, aveam o conversație cu un domn foarte interesant de pe internet, care e conservator. Deci el nu e neoliberal, nu e nici comunist, nu e nici socialist, el e conservator. Care conservatorii ăștia susțin Coaliția pentru Familie, pe Trump, pe ăștia care vor să se rupă de Spania, pe italienii care vor să se rupă de Italia, pentru că de ce? Ei fiind de conservatori naționaliști,
cum este și Becalic, vom vorbi și de imediat. Mi se pare normal să facă treaba. Ba mai mult, îi urăsc pe comuniști, dar ei sunt de fapt niște mici fasciști cu coaliția pentru familie. Conservatorii? Da, mă rog. Ce-ai făcut? Ai trecut prin toate doctrinele, mă, Șerban. Păi normal că am trecut prin toate doctrinele, că eu le și cunosc, spre deosebire de voi, care habar n-aveți. De mine? Da. Și de Dezb. Iar faceți politică? Despre nu știe. Ia, ați dat-o pe politică, fie rați ai, dracu. Să revenim la ceva mai vesel și mai haios. În primul rând, așteptăm să ne sunați aici. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. În București ne auzim pe 969, frecvență serioasă pe vremuri a fost a Totalului, după care a fost a Goldului și acum e a Goldului și... Pentru noi e o mină de aur. Da, și dacă tot ne auzim bine, bine, foarte bine în București, chiar așa, și pe centură limitrof, și dacă tot avem saloanele astea imobiliare, pentru că se construiește în Draci, așa, n-ar fi bine ca dumneavoastră să ne ascultați și să rețineți zonele unde să cumpărați, să vă mutați ca să fiți în siguranță. Exact. Deci Bucureștiul este un oraș aglomerat, murdar și poluat. Hai mă, terminați cu parcă... Măi, adevărat. Parcă e scris de unul de la Cluj. Astfel percepă bucureștenii orașul în care trăiesc. Vă spun cu tristețe că bucureștenii nu își iubesc orașul, de fapt. Asta e marea problemă. Nu își iubesc orașul. Deloc. Vă spun cu tristețe că la ora actuală, cred că doar 20% dintre cei care locuiesc în București sunt bucureșteni. Hai, las-o pe asta ca așa e. Așa. Așa crezi tu, dar nu e așa. Zgomotul puternic e unul dintre problemele fonice cu care se confruntă capitala. Dar mai multe opinii adunate de la bucureșteni sunt negative. Eu n-am trăit să aud o opinie pozitivă din partea unui bucureștean, dar toți vin, se mută aici. Auzi? Dar n-ar fi mai bine să vă mutați voi acolo unde e bine? Îmi place de voi că ați venit de la țară și acum vă sunteți mari bucureșteni. Ia. Cine, mă? Băi, ia, nu, ia. Nu vă e rușine. Cine, mă? Cine? Ia, stai că sună. Noi, noi ne-am născut aici. Alo. Tu te-ai născut la țară. Alo, cine e acolo? Alex din Vâlcea. Ia zi, Alex. Alex, ne asculti la evenimentul FM, nu? Tot 969, hai, ia zi. Tot 969. Așa. Eram în mașină și mă uit așa, prin Râmnicu Vâlcea, este traficul foarte greu, e mai greu ca în București. Știu că sunt străduțele mai mici. E, lasă, nu vă plângeți. Nu vă plângeți. Sunt fetele aveți. Frumoase, sunt fetele frumoase și sunt și inimoase. Da, voi ați adus traficul de acolo, l-am mutat la Vâlcea. Lasă. Vezi că apare pe Netflix un film, se numește Hacker City și e făcut, cred că e în Vâlcea, nu știu, am o bâneală că e în Vâlcea. Toate bune, salutări, pa. Pa, zi bună. Revenim la București. Iată ce spun bucureștenii. O ladă imensă de gunoi, așa consider eu Bucureștiul, din păcate, și noi suntem vinovați. Educația civică e undeva la pământ. Păi da, așa e. Mai departe, o notă de la 1 la 10 pot spune că e de 10, mai ales prin părțile astea din periferie, care sunt foarte, foarte murdare. N-am obișnuit să avem un alt murdar. Noi în Pantelimon, de exemplu, dacă aș fi avut o problemă, aș fi zis, dar noi chiar n-avem nicio problemă. Mă rog, după deci iată astea... o hartă a cartierelor nașpa. Exact, sociologii au făcut, ia, cu ajutorul unor oameni, o hartă a fricii. Vrei să știi cine se află pe primele locuri? Ce cartiere? Pantelimon, cu voci flântă! Ai soarele, nu răsare nici măcar dacă îl plătești. De-aia nu veniți voi la mine. Bă, de câte ori v-am invitat, să știți, stimați ascultători, că cine niciodată... Cine dracu vine nebunia acolo, bă, ești nebun. Pe locul 2, doamnelor și domnilor, Rahova. Era pe vremuri RFG, Rahova, Ferentari, Giurgiu lui. Pe locul 3, Ferentari. Ia să vedem. Domnul Nico din Călăraș. Da, domnul Nicu este. Să vă salut, băieți, să trăiți. Nu ne mai auzim acolo în Călăraș din cauza că... Sunt în concediu, da? Arena FM, Fresh FM doarme, deci n-avem... Pe cum? N-am înțeles. Nu ne mai auzim în Călăraș, că Arena FM și Fresh FM dorm. Sunt, sunt aproape de București și de-aia vă aud. Vede poate să audeți de acolo. Bravo. Dar ce să zic, spuneați că este orașul mizerabil București și... Da, da. Dar oamenii sunt obligați să vină din cauza
locului de muncă, probabil. Asta știm, nu este... E o oportunitate pentru ei lucrul ăsta. Absolut, nu, asta dar vin este. Oameni de la Oltința, Călăraș, de la... Păi 60-70 de kilometri. De peste tot, din toată țara ce vin. Crezi că da, ca, din... Ca, ca... Bine, te pupăm, te pup. Panicule, pa. Deci, hai să revenim acum la privilegiați, că trebuie să dăm și cine se află pe primul loc, da? Exact, ei, hai. Top, primăverii. Da. În topul opus. În da, da, adică alea bune. Alea bune. Ah. Primăverii, Cotroceni, Aviației și Băneasa. Primăverii, Cotroceni, Cilișea. Dar având în vedere că, iată, colegul nostru stă în pantilimon. Să-i dăm o melodie, frate. Prima melodie de la BMG. Poate limonul petrece-ne prima melodie. Uite-te mai bine ca să te zici pe felie. Pantilimonul petrece toată noua. Dați bine pe lângă mine, dar vă luați. Asta tăgătarul ăla și micii să sară. Uite-te la mine. Este o noapte specială. Eu petrecere la clip și nu vreau să plec din greșeală. Așteptăm cu nerăbdare, dar mai e până diseară fără... Mesaj din Cluj. Un bucureștean emigrația. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Ia zi-mă, Andreea. Iar egal, Șerban, Baci. Eu, te-ai și făcut acum dintr-o dată, nu mai ai nici măcar român. A învățat limba Clujului. Să-l vezi că vine acum la București și are accentul ăla. Dar cum se numește asta, vă rog? Nu, domnule, nu vă supărați, dar la pită cum îi zice aici? Într-un fel îi spune, dragi. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Alex din Târgoviște. Neața Cocoșii. Mulțumim foarte mult, dragă Cocoșel și el, că e și el ăla. Cocoșelule, spune cum stăm cu meteo azi. Asta-s cu meteo, stăm foarte bine. Iar m-am avut o limbă scoasă de jumătate de căldură. Metru, așa. Păi, da, erau, Bruno. Erau 24 de grade eu. Dimineață. Astăzi și mâine vom avea la fel de... cald, da. Ușor înnorat, s-ar putea ca miercuri în București să avem o ploicică, dar în rest temperaturile sunt cu mult peste media exact. Normală. În partea de vest a țării, după amiază, s-ar putea să plouă, mai mult ca sigur, da. Pentru că o formațiune a unui ciclon care a traversat partea de vest a Europei, venit din Marea Adriatică, da. Se va opri prin acele zone. Du-te-mă de aici! Domnul Toader, ce v-a recomandat pentru funcția de ministru al justiției? Sunteți o somitate? Dar n-am spus eu că somi. Și-am fost judecător 10 ani, sunt rector suspendat. Eu ce vreau să vă spun e următorul lucru verificabil la milimetru. Că am fost, mi s-a propus să preiau portofoliul justiției și mi s-au dat de pline garanții de independență. Dar domnul Băsescu are o concluzie mai bună. Ia zi-ne, Traian. Domnul Tudorel Toader este un judecător pe care pot să-l arunc la coșul de gunoi. Tu fabricant de gunoi, cu idei noi, vă privesc zâmbind cu ochi tulburi și goi. În puținele momente de luciditate mă gândesc că ideal să n-ai utilitate. Cronica Cărcotașilor, în fiecare dimineață între 7 și 10. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Bună dimineața, măi băiețoi, mi se pare mie... Băiețoi? Băieței, te rog! Nu, băiețoi! Băiețoi! Mi-e așa... Rățoi, băiețoi! Mă, astăzi gata, ne-ai jignit! Neața Cocoșei! Uite, vezi, am primit WhatsApp-ul respectiv. Bine, nu ne auzim în FM, întrebuiește că la fel tot Fresh FM-ul doarme. S-au întors din vacanță, dar mai trag un pui de somn, deci avem... Yeah. A venit mesajul. Să revenim. Fanii au cerut lui Becali demiterea lui Dică, patronul FCSB, huiduit de suporteri. Iar? La care omul a răspuns, a fost foarte, foarte cinstit și corect. Păi a furat și mi-a dat Dumnezeu blestem. N-a putut să iau o dezlegare? Băi, incredibil. Dar ce e de risc cu asta? Gigi Becali a fost așteptat de sute de fani când a ieșit din stadion. Și fanii au cerut
Demitere al lui Nicolae Tecă. Erau și articulați, adică mai mult orangutan, așa, da, mă. Iată, mi se pare că le-a dat avarea pe Niță. Deci, fii atent, Becali a luat pe Niță 2 milioane de euro. L-a dat. L-a dat. După care l-a furat pe ăsta micul de la Craiova și a luat și a pierdut 8 milioane de euro. Asta deci, cum adică l-a furat? L-a luat fără să știe? Da, a câștigat 2 milioane pentru că l-a vândut pe Niță, dar a pierdut 8 pentru că ăsta micul a gafat ca un tântălău. Mă rog, nu contează. Dacă bălgredearele și-a găsit să bagabotul ăla să se accidenteze el înainte de beciul ăsta. Și calificarea s-a pierdut acolo, dar am primit și o pedeapsă. Am furat un portar și mi-a dat Dumnezeu blestem. Ia Dacile și-a Gigi, bagă blestemul, bagă-l deci, sub limbă cât ai luat-o. Dumnezeu te testează, tate, să nu uiți. Așa m-a testat și pe mine cu ăsta, dar sări după mingea aia care era, ieșea afară de 2-3 metri. Da, ne-a Gigi, iartă, dar doamne, doamne, este list? Doamne, doamne, ortodox. L-am furat pe Vlad și Vlad a pierdut calificarea. Ca să nu mai spun că era denumit așa un fel de Messi al portarilor, eh? Messi al portarilor. Dacă era așa, nu era al Covei, era al meu, bă. Ce bine mă simt eu că nu sunt cu fotbal și sunt paralel cu fotbal. Bine că a plecat la Alibec la Astra, m-ai înțeles? Yeah. Ai scăpat de Alibec? Ai scăpat de bagabotul ăla de bețivă la bani. M-ai înțeles bine că a plecat acolo. Yeah, stai un pic, avem un mesaj din Sibiu. Hărmăi, statea, că răvă bătut. Hai, nu te, hai, zi, că bă... Neața bărbăței. Deci hai, la băieții am trecut la bărbăței. Bine, domnul Deiu. Că mă bate pe mine, herba și tăiat, că nu știu ce, că e cu tare, că e cu tare. În ce, nu așa? Dar nu ți-a rușine să-ți fie. Nu. Păi bine, ok. Mă rog, am încheiat transmisia de pe net. Iar acum avem Matale, când te-ai făcut DJ. Știe multă lume că te-ai făcut DJ, că ai făcut o melodie. Iorani 90. Iorani 90. Păi ce, la toate chefurile, cine punea muzică? Cine o să te lase pe tine, băia, să dai ceva cu mine, ce spune opinia mea, o să dai ce vrei tu. Așa că de cât mai, dacă mă dai ce vrei tu, dar acum ce spun eu, fugi, fugi, ce înseamnă că sunt o bomboană. Exact. Cum o cheamă părul Dragnea, Bombonica, pe fost, da? Pac, pac, pac. Mă, și era și drag, suși Bombonica. Domnul Becali, că-mi pac, da, exact, pac, da, exact. Bac, păi ori bag, ori suge, ori ce faci cu aici? Păi dacă eu bag, tu ce faci? Deci, eu nu înțeleg de ce Gicuță, Gicuță, când e vorba de băgat și sugi și ea, s-a gândit la acest jingle că e bun ea. Măi, Daniela Crudu. Insula iubirii. Cu cineva anume de pe insulă? Nu, cu toată insula. Băi, ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă. Cronica Cârcota. Începe o nouă ediție șevlacuțite. Doamna Vasilica din Videle, direct din insula Belina. Eu astăzi am preparat de pește. Ce pește? File de porc. Îi fac un file de porc. De porc, nu, am dezăpăcit, am ce am cu porcul eu. Nu mă, nu vezi că e porc. Păi ce să fac, l-a spărlit înainte să-l tăiați? Cum, așa e el. E bolnav? Nu mă, vedeam mes, mă, așa sunt ăștia negri. Cronica Cărcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Ăla nu e porc vietnamez, e porc maidanez, ca să știți. Am primit un WhatsApp de la Dan din Oradea, care spune că... Ce face băiețile... Hai, dar dacă îl faceți, faceți așa mai pe power, pe luz, energie, da, pozitivă. Zic eu că dacă e din Oradea, e bine.
Este un număr 7 al radioului, zic eu. Să știi că cel mai bine face până la urmă Alex din Târgoviște, care este cel mai vivace, mie așa îmi zice. Nața Cocoșei. Moța mea. Altă tonalitate, tonus. Frumos, are vână, are... Parcă ar fi prezentator de ăsta, de festival, așa. Exact, organizatorul unui festival de muzică au interzis accesul bărbaților ca să prevină agresiunile sexuale. Asta ci că e în Suedia. Unde toți bărbații sunt morți, copți, berea în nas și cam impotenți. De-aia tot... De ce tu crezi că fac asta? În Suedia, țara civilizată? Da, frate, pe țara civilizată, dar impotenți. Adică de-aia au decis ei să vină emigranți ca să rezolve treaba asta. Poanele, că nu mai aveau spor în viață. Hai, mă, nu mai sunt legende. Spor în... Nu e mai legendă, e cum spun eu. Aveau și cununiile legate. Sunt legende astea. Și referitor la festivalul acesta, manifestarea asta că a fost creată doar pentru femei. Exact. Și în anii trecuți s-au dus și din bărbați pe acolo și au început să pună mâna pe, uite așa, pe aici, pe aici. Îți dai seama, alea fiind doar femei lesbi și transsexuale și de așa, și îți dai seama când s-a văzut aia acolo, în stânga și în dreapta. Da, să-l ascultăm pe Dedu de la ProTV, cum ne spune el de... această aveai știre. Tu un jingle la un moment dat când spunea o domnișoară, în Suedia e curvărie mare. Să prevină agresiunile sexuale, organizatorii unui festival de muzică din Suedia au găsit o soluție drastică. Au interzis accesul bărbaților. Mai precis, al bărbaților care s-au născut astfel, deoarece transexualii și aceia care nu se definesc ca aparținând niciunui sex au fost primiți. Manifestarea a fost special pentru femei, după ce în anii trecuți alte evenimente au fost marcate de un val de agresiuni sexuale. Cel mai mare festival din Suedia a fost anulat anul acesta pentru că organizatorii nu au putut garanta un mediu sigur. Stai puțin, dacă festivalul acesta a fost creat doar pentru femei și majoritatea au fost femei prezente la festival, dacă au fost câțiva bărbați, nu puteau să-i linșeze, practic, dacă voiau. Puteau, dacă aveai un luciu de buze, niște cercei, ceva să spui, exact. Să te dai... Și bine, acolo, dacă le spui bună, frumoasă, ce faci, deja e considerată insultă agresiune. Apropo de fete din Suedia, avem două fete... cucuiete, moțate, care o să cânte cam așa. Ia, fii atent, puțin atenție. Icona pop. Bine că n-ai dat Ace of Base. No, că e vechi. I love it. Atenție la versuri. Atenție la versuri. Hello, Kim Jong-un. Sit down and be calm, your overrated dictator. Boom. I make you Bok! Boom! Boom! Bok! Boom! It's war! Bok! Bok! Boom! 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 Cronica Cârcotașilor Audio Live. Bună dimineața, măi băieței, ia să vedeți că s-a ofticat Dan din Oradea și a zis, no, cineva mai și muncește în țara asta. Păi, bineînțeles. Să fim veseli, pe nu putem să fim veseli, că muncim, mă. E, doamne, domn și domnișoare, astăzi vom ajunge la 30 și câte grade, că deja mi-e cald. 30 și 1. Și 1. Hai, las-o pe 30, că hai. Ușor, ușor aici începe să scadă. Pe 30 vine cioclonul? Nu. Păi nu vine azi cioclonul? Partea de vest. Partea de vest. Aici o să plouă puțin, dar ar fi foarte bine, că mai spălăm praful ăsta. Da, dacă tu spui că așa e, atunci... Pământul e crăpat, exact, ceapă e costă, China. Măcar ploaia să ne ajute. Exact. Poate dacă ploaia ar veni... Asta până când o să ne impoziteze guvernul și ploaia. Cât e metru cub de ploaie? Cât e metru cub de ploaie? De, să știi că e, pentru că plătește pluviala. Păi, dar apa nu pleacă prin canal, canalul nu e la apa nouă, păi nu trebuie să bani. Noi acum am pus canal acolo în Pantelimon. Da. Aveam, dar am zis, hai să schimbăm și canalul. Cine prinde piscină, da? Mai multe. Și inițial ne-am legat în troțeavă, după care am aflat că cei de la apă, păi nu, tati, mie nu mi te înțepe aici. Da, asta exact. Este țeava de apă pluvială. Te înțepe în cealaltă țeavă, în țeava de apă menajeră. Da, da, da. Da, da. Mai curge cât un porc pe acolo. Hai, că ești rău. Și-ntreaga junglă face n-a. Bă, mazării sunt, bă. Bă, nu mai doarme nimeni. Am mutat aici carnavalul de mamaia. Sunt liniștii hipopotamii sub raza lunii de creștări. Gata, bă, mâine punem bariera, bă. Sunt obișnuit cu hipopotamii, bă, că așa dormea și Nicușor Constantinescu cu mașină.
Cronica Cârcotașilor Audio Live. Bună dimineața, cârcotașii de serviciu, sunt Orlando. Prezent. Dezbrăcatul. Dezbrăcatul. Da, nu mă vezi. Ce? A, vrei cum, da, da, prezent, da. Așa, Sherman, de la butoane, prezent. Clanul butoane. Asta e. Bună dimineața, ne puteți trimite SMS sau WhatsApp sau puteți să sunați la... Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Ia băieții, să trecem festival, noi la... Festival, așa o chestie, festivală. Exact, să trecem la horoscop, că e festival. Nu e festival, e festival. Dacă vreți horoscop, să știți că noi astăzi avem un trigon Venus, o combinație de asta destul de interesantă, adică tuturor celor care au legătură cu zodii, o să le meargă bine. De unde citești asta? Din cap, eu ca și astrolog am băgat de la mine. Verbec, este o zi bună pentru afaceri cu șanse mari să realizați tot ce v-ați propus și să obțineți beneficiile scontate. Așa. Taur, în plan sentimental, este de așteptat să constatați o schimbare în bine. Probabil prin disiparea unor tensiuni care v-au dat bătaie de cap în ultima vreme. Ți-ar fi simpat. Ba da, ba da. Ba da. Gemenii, s-ar putea să aflați că în curând va trebui să faceți o călătorie lungă, probabil în străinătate, și să cumpărați bilet doar dus. Citesc în ochii tăi că ai furat. Da, bre, ești ca mazăre. Aflăm lucruri noi despre colegul nostru Șerban, pentru că el este rac. Și aici la RAC spune că în activitatea profesională și în afaceri, domnul, așa, contextul astral de astăzi este favorabil relorii unor discuții sau negocieri care au fost întrerupte cu câteva zile, zi cu cine. Am impresia că nu ne mai înțelegem. Nu. Dar la tine, la Leu, în prima parte a zilei s-ar putea să aveți de făcut multe drumuri interesul familiei, dar mai mult decât atât, apare din nou acea persoană rudă în vârstă care începe să vă critique pentru că sunteți puturos și încăpățânat. Numai o minte bolnavă poate zămisli un astfel de plan nebunesc. Exact. Fecioară, o situație neprevăzută v-ar putea împiedica să vă puneți în aplicare planurile de a petrece mai mult timp împreună cu cei dragi. Nu e bine? Nu e bine? Plateți banii, că vă spart. Balanța, având în vedere că sunteți predispus la indigestie, noi vă sfătuim să fiți cumpătat la masă. Ah, la masă! Scorpion, și pentru Nelly Vache să trăiască! După amiază este posibil ca o persoană mai tânără din familie să vă ceară ajutor într-o chestiune personală care nu suportă amânare. Da. Nu ți-e rușine să mai arăți pe aici după tot ce ai făcut? Săgetătorul, contextul astral de astăzi este foarte bun pentru planuri de viitor, inițiative originale, plan social, afaceri. Hai de mine! Nebunie. Eu sunt cinstit până în măduva oaselor. Așa. Capricornule, astăzi trebuie să te odihnești. Chiar dacă ai multe de rezolvat, ai face bine să-ți menajezi sănătatea. Relaxează, te odihnește-te. Serenity now, serenity. Așa, așa, da, da. Vărsătorule, pentru că astăzi în plan profesional și afaceri o să se întrevadă o zi agitată, dar foarte bună, foarte profitabilă, așa că profită azi de toate profabilitățile care sunt profitabile pentru profitabilitatea. Așa e, scuze. Trecem la pești. Dezbră, și tu nativ al acestei zodii, trebuie să știi că ești prea mult preocupat de problemele profesionale și ai tendința să-ți neglijezi viața de cuplu. Aha. Și nu e bine, ai grijă de viața de cuplu. Așa. Îți bate în ușe. Ia. Și te întreabă: ce faci? Cine de ce nu te uiți la mine? Astăzi e spectatori. Continuarea acestei povești cutremurătoare și adevărate o veți afla în curând, într-o ediție specială. Exact. Astăzi e născută la dar vreau să-mi iau o mașină de la el, Ferdinand Porsche, în 1875. Ai vrut. În 1965 este născut Charlie Sheen, actorul meu preferat până să aibă niște probleme. Mă tâmpenie. Și mai era unul de la PSD, Valeriu Zgona, în 1967. De, mă scuzați, astăzi este o zi de tristă amintire. Și Porsche, și Zgonea... Și Charlie Sheen. Charlie Sheen, mă. N-a nimic, dar... Păi eu în Two and a Half Men mă revedeam pe mine serialul ăla. Mai ales being a half man. Dule Pleșu, ce ne puteți spune despre prostie? Oamenii inteligenți ating cote de prostie pe măsura inteligenții lor. Vorbesc deci ca un om atins de această boală. Toți suntem proști din când în când. Spunem prostii, facem prostii, votăm prostești. Tu te superi pe mine că te-ai născut prost? Păi e vina mea, ei supără-te mă pe părinții tăi, dar nici vina lor săracii nu e. E vina la părinții tăi.
Băi, super tipător neamul tău. Așa sunteți toți. Cronica Cârcotașilor, audio live. Și la Vocea României, un nou concurent, Mircea Mușchiuleț Badea. Back to the bone, back to the bone, back to the bone. Ne cerem scuze din cauza protestelor telespectatorilor. Noul sezon din Vocea României se anulează. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață între 7 și 10. Bună dimineața, măi băieței. Să vedem, avem Orlando, avem. Avem. Avem dezbrăcat, avem. Normal că avem. Mi-a zis Sherman? Orlando că nu o să mai spună nimic despre PSD, că s-a luat și la el. Ce mare greșeală ai făcut, mă, ce ai zis? Am spus mă revedeam pe mine. Așa și? Nu e în corect. Film. Mă vedeam pe mine sau mă... Hai mă, mă lași, că ai problema ta. A, măcar îmi dau seama. Măcar să fie asta singura greșeală. Dar, din păcate, nu cred că e singura. A mea? Chiar și a ta. Care e treaba? Nu înțeleg. Mă rog, dacă tu zici. Ia să vedeți aici, apropo de PSD, firea. Vă alături de la provincia și urmărește povestea viitorului nostru. Suntem la petrecere. N-ai văzut așa ceva, băi? N-ai văzut? Ce vrei să pui acum? Păi vreau să citesc, dar nu pot. Deci, firea atac fără precedent la Carmen Dan și Liviu Dragnea. Nu vreau să-mi fie rușine pe stradă. Până una alta, crede-mă, ar fi bine să nu te arăți pe stradă prea des, că s-ar putea să ai niște mici probleme. Dar, mă rog, să revenim. Ea s-a dus la CPEX-ul ăla de la Neptun, sau cum se cheamă. CPEX. Și s-a dat în spectacol și a pus mâinile în șol și a zis: nu se poate să fie tanti aia care e prefect la București de vină pentru tot. E de vină Carmen Dan să o ia gaia. Da, dar vezi tu, tu ai spus mai devreme că s-ar putea să plece firea. Eu nu o văd plecată, cu toate că au zis firea o să plece, o să vezi. O să, deci treaba bună, treaba bună din toată, toată povestea asta, da, este că o să rămânem fără firea. Dar candidează independent și tot va câștiga. Nu, și zic eu, nu, să candideze la președinție. Du-te bă de aici. Deci bă, o să rămânem fără firea. Că fără Dragnea nu rămânem, n-avem nicio șansă, nicio șansă. Da, dar ai văzut că ne-a liniștit, că a spus că el nu va candida la președinție. Dar problema este alta, Șerban. Își ia niște sfor noi, că păpușarie deja, adică. S-a hotărât că, vezi, doamne, la secția unde este președintă doamna Firea, să se facă o realegere, o votare. Crezi că nu va mai ieși Firea? E, na. Nu? Una peste alta, trebuie să vă spun că singurul membru PSD care a obținut cele mai multe voturi ale românilor este... Firea. Da, pentru că era membru PSD, pentru că oricine ai fi pus acolo din partea PSD, faptul că bucureștenii care s-au săturat să tot aleagă tâmpiți, au zis nu ne mergeam în vot, drept urmare a ieșit PSD-ul la vot și putea să fie Firea, putea să fie oricine altcineva, oricum câștiga. Ilenea Oporescu nu era tot de la PSD? În prima instanță a fost, instanță a fost independent, după care a avut sprijin PSD. Da. Nu, în orice instanță a fost independent. Mie mi-a plăcut de Tudose, care pe Lejereanu, așa frumos, cu cămășuță, cu aia la mare, calm, frumos, înalt, vorbind cât de cât cu corect, a spus: păi despre Madame Dan Carmen, ce să vă spun, nu vă aduceți aminte că am avut și un episod cu polițistul pedofil când am rugat demisie și m-au dat afară și ea e încă în funcție? Așa o să se întâmple și acum, o să vezi. Normal. Există o lege nescrisă, doamnelor și domnilor. Nimeni nu se atinge de persoanele din videle. Exact. Nimeni. Pentru... Absolut nimeni. Până aici, până la videle. Totul până la videle. Că dacă te-a pus să te iei de videle, mamă, știi cum ți-o iei? Mamă, știi cum? Te-ai așa oricum de capitală, nu? Pe bune. De v-am zis cu ăla, cu trenul. Da. Videle. Da, mai poți să mai spui că e fain. Deci m-am dus să iau un bilet de tren, să plec cu trenul la Predeal și în fața mea un nene lua un supliment de viteză pentru videle. A merge și mai cu... Da, da, și eu zic: viteză. Doamne, grăbiți-vă că pleacă omul la capitală. Ce facem aici? Să întoarce la mine să uite așa. Păi da, băi, că ne-a votat. Ce v-a votat, mă? Noroc,
Noroc cu Livache că v-a votat. Auzi, dar mai e o chestie foarte interesantă pe net cu cei care au stat la intrare acolo la școala de vară, când dimineață, sâmbătă, toate doamnele și domnișoarele pe tocuri, ochelari, machiul, geantă, așa veneau. Și ăia, nu cu banii publici. Băi, și doamna din PSD se întoarce: nu vă e rușine, cât de mult am făcut pentru dumneavoastră, am făcut tot ce se poate și tot nerecunoscători sunteți, rușine să vă fie. Așa. Și? Exact. Aia s-au rușinat și au plecat. Studianca prostă la Harvard. Mai aveam un an să termin masteratul. Și să ce? Să vin în România să stau pe la uși, să nu mă angajeze și să-mi spună că sunt prea calificat? Așa că m-am întors la videle și acum lucrez la o vulcanizare. Aștept să mă ia PSD și să mă pună prim-ministru, că am origini sănătoase. Păi nu? Vai! Aceste cuvinte ne doare. Cronica Cârcotașilor. Audio Life. Până vineri, așa, puneam piesa asta, că e vara, nu-mi dor, nu am somn. La toamna ce fac? Mă, da, atenție. Deci nu se s-a schimbat, nu dor, s-a schimbat anul timpul. Nu mai merge asta. Eu toamna nu am somn. Nu, asta e mai bună. Până una alta trebuie să spun care e al doilea oraș după videle din România. Yep. Valentin. Valentin cu Bădălău. Să vină diaspora! Să vă dea... Să plecăm pur și simplu, noi doi și o apă la un litru. Din ciclul Mare Analfabet ai undelor mici și foarte mici, adică ultrascurte, vă prezentăm pe Carmen Dan. Decât pe Carmen Dan. Până acum am decât informațiile pe care le cunoașteți și dumneavoastră. Decât ministru de interne să fii, decât noroc să ai. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, băieții, ia să vedem pace. Noi. Să fie pace. Să fie pace. Să nu fie rău război. Orlando avem, dar el doarme. Este ora 9:04. Dezbrăcatul avem. Sherman avem. La Gold FM în București, la Fresh FM în ar trebui, dar văd că dorm încă, n-au s-au trezit, nu? Ai băgă gerim Turchie Bilerum, vacanța neurum. Mamaia FM este în Constanța și o să râdeți, dar evenimentul FM, eveniment FM, este în Sibiu, este în Vâlcea și e și în Pitești. Adică ori sunt băieți, ori nu sunt băieți. Bravo! Culmea e că și în Vâlcea și Pitești sunt tot pe 96.9 FM, așa că auzi, da, în Brașov, o frecvență serioasă. Da, în Brașov ne auzim? Nu. Da, avem aplicație, ne auzim. Dacă descarci aplicația... De exemplu, nu ne auzim noi, dar ieri și alaltă ieri, în Piața Sfatului... Da, am fost. Eu am fost acolo, am văzut. Păi cum? Eu, în weekend, în general, sunt prin Predeal. Și am coborât ca ursul, așa frumos. După mâncare și băutură. Da, noi avem niște urci acolo în Predeal care sunt pretenari cu noi. Ce faci, tati? Niște băieți de la ANL au pus toberalele mai într-o parte, așa, deci nu la bloc, l-au pus mai într-o parte și vine ursul cărare. Nici nu este din pădure. Mor. El ia gunoiul. Mă rog, Libertatea a vorbit cu Edwin Marton, celebrul violonist care a cântat deghizat în cerșetor pe străzile din Brașov. Am avut acest sentiment că trebuie să ies în stradă să le cânt oamenilor. Asta face. Eu l-am prins. Eu l-am văzut că e unul care cântă acolo de rupe norma. Zic că cine fie oameni în jurul lui. Am trecut mai departe, stai să vezi. Și când m-am întors după 10 minute, băi, făcea la concert acolo, deci zic, bă, da, ce frate. Și nu te-ai dus la Edvine, ia dă-ți mă peruca aia jos. Bă, știi care e faza? Până la urmă, nu eu, dar a fost un om de acolo, din mulțime, care a zis, ele, Edwin Marton, uite-l! Și cineva s-a dus și i-a dat pălăria și peruca jos și cine crezi că era, frate? Ia! Yeah. Orlando Teodorovic. S-a impozitat singur. Da, avea și casă de marcat. A luat bani din cerșetorie, s-a impozitat singur, a dat beri la oameni. Ceea ce era interesant era că era un dulap mai într-o parte așa. Un om. Bodyguard. Era un dulap, frate, care era bodyguardul Viori. Că Vioara e de 7-8 milioane de euro, ceva de genul ăsta, da. Și ăla fiind bodyguardul Viori, stătea cu inima cât un purice. Ce face nebunul ăsta cu Vioara? Dar stai puțin, scuză-mă, ce Vioara avea? Avea o Vioară Stradivarius, da, cred. E, nu m-am mințit, dragă, Stradivarius e un magazin. Nebuna mea. Auzi, fii atent, ia.
Apropo de Dimitri, a fost și la cronică, el a fost. A fost, evident că a fost. A fost și tot dulapul era după... Era cu ochii după Ioana, ți-aduce aminte? Da, mare pișichet. Și a zis, stai din Cluj, de la tine, de acolo. Și a zis, oh, bravo, mulțumesc foarte mult. Ia ascultați aici, cum cântă Edwin Martin la VR. Domnul Hoidu, slab, nu știe. Nu știe mâncața și nu știe. Radio Cronica Cârcotașilor cu Huidu Dezbrăcatu și mai era unul, Orlando. Domnul Iohannis, ce face pisica dumneavoastră în caz de cutremur? Dacă se cutremură pământul, face sens să intri, de exemplu, sub o masă. Nu face sens să intri în lift. Atunci ies, dar dacă mă prinde ploaia afară? Dacă plouă foarte puternic, nu face sens să vezi dacă știi să noți într-un râu care s-a umflat. Face sens însă să te refugiezi pe cel mai apropiat de... Da, am înțeles, dar în ce limbă e face sens ăsta? Nicht dem entspricht, was für Rumäne notwendig ist. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10, mă băieți, mă, cine a luat mare trofeu la cerpul de aur? A luat un cerp de aur, da? O domnișoară, da? Din Albania, da? Care cântă de când s-a născut, așa a spus. Păi da, deci... De pe la 4 ani a tot început să câștige premii, trofee și să fie mare ia vedetă. Spune tu cum o cheamă ea, să vedem. O cheamă Inis Neziri. Sigur? Inis Neziri, zi bro. Păi a câștigat și la Albania. Noi. Nu, a câștigat și la noi, că a participat și la festivalul nostru. Mie îmi pare rău, dar... Corvul de Haur. Pune în albaneză, frate, nu mă... Eu am văzut recital Nicole Scherzinger, Pussycat Dolls. Tota noastră și asta e. Exact, și mai departe. Edim Martin a cântat. Eleni Freira a fost a doua tipă care a ieșit la Eurovision, că prima a ieșit Grecia. Da, prima a ieșit fata aia din Israel. The Motans și Carlos Dreams. Bă, da, The Motans aia. Să le aducă cineva niște voce, două chile de voce dacă se noi poate. Noi am urmărit că nu sunt fan. Da, nici eu nu sunt fan, dar mi-a zgârat timpanul complet. Am și văzut comentariile pe grupul nostru de cronică. Dar mai am o întrebare. The Motans ăștia au o piesă unde spune poți să arzi la greu, să faci și parte din sufletul meu. Bă, ce e aia să o arzi la greu? Eu, din câte știu eu, arde pe careva e să îl înșeli, să îi dai câte un... Cum adică tu poți să o arzi la greu? Eu sunt de acord că sunt licențe poetice, dar să o arzi la greu e... Du-te, bă, de aici. Tu când erai flăcău n-ai ars nicio tipă? Da, la greu. Dar aici era la greu, vorba de altceva. E și la greu, dar și la bine. Da, uite. Cerbul de aur și-a aflat câștigătorii. A venit fătuca asta, a cântat. Are 17 ani. Deci puneți-vă pofta în cui, pentru că arată, scrie 7 ani. 7 ani scrie pe dorsala ei. S-a născut în 2001. 2001, mă, Tirana. Mă, frate, în Tirana. Avea cronica un an. Ești nebun. Dar mie, ce frumoasă. Frumoasă și drăguță. Deci a luat premiul cel mare de 25.000 de euro. Nu știu de câți mii de euro, dar a luat premiul cel mare. Știi cum cântă? A cântat așa. Ai piesa s-o pui? Da, Viața mea pentru iubire. O piesă senzațională. Mie mi-a plăcut foarte mult. Vă rog să o ascultați pe asta mică. Și de Iulia Vânturi vreau să vorbim. Nu te uita, bă, piesă frumoasă și fata frumoasă. Numai cerul de aur a fost cam gât. Doamnelor și domnilor, spicuim din filozofia regelui fotbalului românesc. Eu adică câteodată când îmi dau drumul la gură, așa, scot pe gură, dar știu ce scot pe gură. Ne puteți da un exemplu? Ce le-a dat-o la CFR? Mamă, ce le-a dat-o la CFR? Așa și așa, multe, dar nu prea multe. Am trecut, am marcat mai multe, dar am luat mai puține. Așa că cred că va ieși un meci frumos. Cred că va fi un meci în care se va marca gol. Ca frânzâlii de pigrenț,
muzica cărcotașilor. Ce-mi place melodia asta. Fiecare dimineață, între 7 și 10. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Si, ia fiți atenți aici că s-a terminat piesa și noi n-am terminat de vorbit. O bune. Auzi, puesto que sí, damas y caballeros, bienvenido a Radio México, 96 con Noiva. Ce-ai, mă? Ce-ai, mă? Deci, 15 lucruri pe care le au în comun miliardarii. Nu, ai greșit. Da. 15 lucruri pe care le avem noi. A, comun, noi. Aha, înțeles. Miliardari. Stai un pic. Ce căutați voi doi aici? Scuză-ne, scuză-ne. Tu ești miliardar, noi suntem milionari. Ce căutați voi doi în discuție? Bine, mă, bine. Hai că ai noi mergem la ANAF, hai bine. Cine a spus că miliardarii duc o viață luxoasă lipsită de griji și înșeală amarnic? Conform revistei americane Forbes, toți bogătașii suferă de sindromul oboseală cronică a milionarilor. Nu vă uitați la mine. Dorm cel mult 5 ore pe noapte, sunt stresați la maximum. Auzi? Da. El când și-a luat patul de la magazin, știi ce strigau ăia după el? Milionarule! Bună, da! Iată care sunt cele 15 lucruri în comun. Toți au absolvit facultăți sau colegii și au continuat să se instruiască și după ce au luat diploma. Mai mult, economic, conduc aceleași mașini, păstrează aceleași obiceiuri de oameni simpli, anual fac acte de caritate, băieți buni. Falimentul, au fost la un pas de faliment sau de chiar la faliment de 3,5 ori fiecare. Mai departe, lovitura. Toți cei 5 sunt prima generație de miliardari, dar oameni serioși. Jeff Bezos are 112 miliarde, Bill Gates are doar 90 de miliarde, vai de stau lui. Mai departe, are oameni care numără atâția bani. Joacă golf. Toți. Sunt șmecheri. Pentru că la golf. Pentru că de ce? Vrei să faci o afacere bună, să te ia cineva la golf. Eu chiar mi-aș cumpăra un golf. Toți miliardarii au nevoie de un spațiu unde să se retragă, deci au o insulă privată. Păi eu am un pat privat. Sărmani. Le teamă să fie atacați, deci au bodyguards. La Hilton. Au bală profesională, v-am zis, că sunt foarte obosiți. Da. Și eu am bodyguard, l-am pe Bernie. Deci ei nu vor să lase banii copiilor. Au zis, ăsta, Bill Gates a zis că mă lasă maxim 10 milioane, altfel nu așa lasă de nimic. Păi în locul lui Fisu, eu nu mai recunoșteam pe părinte. Toți au afecțiuni digestive din cauza că mănâncă de ambrulea și mănâncă așa. Pe unde apucă, fast food. Toți cei 5 miliardari au recunoscut că secretul succesului a fost faptul că și-au plasat inteligent banii. Warren Buffett are doar 84 de miliarde. Ăsta, cum îl cheamă, Bernard are 72 de miliarde. Și Mark Zuckerberg cu fața lui de lovit cu strachina bang bang are 71. Bunica mi-o țiria când spunea așa când era mai mic. Da. Băi, ești sănătos, ai mâini picioare, du-te la muncă, bă băiatule. Asta ți-a spus? Da, dar știi că Bill Gates, am înțeles că l-a pus pe fisul să-i spele mașina și i-a dat bani. Bă, da, auzi, ce? Da, 20 de dolari. Stai un pic, ce ți-a spus bunica tu? Ești sănătos, ai mâini picioare la muncă, bă, nu l-a întins mâna. Și de ce nu l-a ascultat? Cu așa e în tenis. Domnul Iohannis, câte camere aveți la Cotroceni? Câte scrie în declarația de vară? Cât de mari sunt? Puteți să studiați, scrie și câți metri pătrați. Pot să vă spun și adresa dacă doriți. A, o știu, dealul Cotroceni numărul 1. Dar auziți, cum ați ajuns în posesia camerelor? Cumpărându-le. Cu banii cui? Banii mei. Cronica Cârcotașilor Audio Live. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Bună dimineața, măi băiesei. Uite, tocmai am primit un WhatsApp. Un SAP. E un număr de Franța, cred.
Salutare cocoșilor! Mulțumim foarte mult! Așteptăm să vă recomandați să știm cu cine vorbim. Cocoșei galezi. Exact, exact. Ei bine, doamne, domn și domnișoare, avem, iată, doamnelor, un majorat de poveste. Este vorba de fetița... Care fetiță? Stai un pic, lasă-mă că așa, fetița cunoscută Andreea Esca, cea care a auzit părinții făcând frichi-frichi. Ei bine, ea a avut un deosebit de interesant majorat, unde au cântat printre alții Lindon ăla, Lindinosul ăla cu Panamera, Mario Fresh, Lino, e gagică sub cum ar veni. Pormă, la final, când s-au îmbătat toți, a cântat și Salam. Așa de încheiere. Ce mi-e Esca, ce mi-e Salam. Ei, între ei, se bat ca miliardarii aia de vreme, păi pe nu, burtă. Salam pleacă la fiecare acțiune din asta, culturală. Da. Exact. Uite, închide. La anunta lui fiul lui Dedi, nu a cântat exact pe final. Odată face fata Andreea Escăi 18 ani, așa că prezentatoarea nu s-a uitat la bani și a dat cu ei în stânga-ndreapta. Mai ales că a fost un local cu pretenții din București, unde invitații au fost întâmpinați cu șampanie fină și candy bar. Dar șampanie de copii, nu? Candy bar, unde toți prietenii fetei erau acolo. Ea a venit cu decoltor adânc, dar din ce mă uit eu aici la poză, mi se pare că pentru 18 ani decolteul ăla adânc... Prea mare? Nu că e mare, dar e lăsat. Pentru 18 ani mi se pare că e prea... Așa se poartă cu decolteul. Cred că e pielea fină. Apropo de Salam, el a ajuns aici la noi și a pus-o de o sesiune live. Ia. Bună ziua! Să faci această piesă! Mare cu și tu pic! Să faci această piesă pentru cea mai tare fată! Alu, doamna Esca, 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 Esca! Nu uitați o trebuie de salariu! Fata mea e ca un soare, azi 18 ani are! Ră, 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 parcă e aia, manelista de la OTV. Asta era să zic eu! Toată lumea s-o iubescă! Ră, 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 e un car. Să trăiesc fata mea, că e tare bună, da. E un car și tu tragi, da? La 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 la. O să trăiesc fata mea, că e... Du-te, fițat... ne scuzați. Dom'le Pleșu, ia, cine puteți spune despre prostie? Acum după ăsta intră Pleșu, e cap. Ating cote de prostie pe măsura inteligenții lor. Vorbesc deci ca un om atins de această boală. Toți suntem proști din când în când. Spunem prostii, facem prostii, votăm prostii, știm. Tu te superi pe mine că te-ai născut prost? Păi vina mea, ei supără-te, mă, pe părinții tăi, dar nici vina lor, săraci, nu e. E vina la părinții tăi. Băi, supără-te pe tot neamul tău, așa suntem toți. Cronica Cricotașilor, audio live. Auzi, am și eu să vă spun ceva. Între invitați a fost ăsta, Panamera, Lindo, Lindon, Lino și cu Mario Fresh și cu Vai de mama lui ăsta, da? Deci mi se pare că cei invitați acolo au fost exact cam...
mama, tata. Da, sunt singur la părinți. Ce-am făcut în acest timp, în timpul liceului? Ai terminat. Cuprinse între 20 și 24 de ani, care nu au un loc de muncă, dar care nu merg nici la școală. Iar cei care au o diplomă de hârtie refuză să-și facă un rost în viață. Practic, unul din patru tineri din țara noastră nu face nimic potrivit Eurostat. Primesc o pensie de urmaș după mama mea și dacă reușesc în continuare, încă o să o primesc. N-are rost să mă duc la loc. Cum arată astronomia în viziunea Coaliției pentru Familie? Da, toată lumea ar trebui să știe că Pământul e pătrat și că soarele se învârte în jurul lui, da. Dar Galileo Galilei spune altceva. Cine-i Galileo pe lângă doamna Firea? Ia știi mama, eroina, ți-a auzit, băi, plătanilor, nu? Cronica Cârcotașilor, numai pentru urechile tale. Na, s-a terminat. Păi ce facem, băieți? Ce facem? Doamna Dăncilă, cine puteți spune despre programul de guvernare? Doamnelor și domnilor deputați, programul de guvernare al Partidului Social Democrat a avut parte de la început de o respingere automată din partea adversarilor partidului pe care îi reprezint. Dar nu mai ziceți asta că se supără Livache. Vreau să vă transmit pe cere scuze. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Păi, dacă vrei să știi, noi am început la radio mai devreme, pentru că, iată, Andrejescu începe overtime de-abia azi, pentru că el a fost plecat în America. Ce faci când ești sătul de muncă? Ridic greutățile vieții. Mă gândeam să sar cu parașuta. Meșteresc la mașină. Mai bine asculți Overtime cu Dan Andrășescu de luni până joi de la 5 la 7 seara pe Gold FM 96.9. Deci asta cu greutățile vieții e super tare. Eu zic că trebuie să-i dăm și lui niște umor vreo 2-3 kg. Că nu prea, dacă nu are, nu are. Acum, stai că mai mult. Aglomerație, nervi în trafic, spume la semafor. Bine că asculți Overtime cu Andrășescu. Doamne, câtă răutate, câtă răutate, da, la tine. Mă, da, sunt el are un alt format, ce ai tu cu el? Da, mă, are un alt format, eu am zis că nu e format, e format. Ce faci când ești sătul de muncă? Overtime. Ridic greutățile vieții. Mă gândeam să sar cu parașuta. Mi-aș trebui pe la mașină. Overtime. Mai bine asculți Overtime cu Dan Andrășescu. De azi începe la ora 5. Nu cumva să ratați. Nu că știe. Overtime. Overtime. O să mai sun eu. Ce faci, mă? Ridici greutățile vieții, nebuna mea. Acum faci ernie și te internează și îți bagă brun. Mă rog, fiecare cu ce-l doare. Ne oprim un pic, pentru că avem o melodie. Avem greutățile publicitare acum. Exact, și după ne întoarcem și o să vorbim despre cum o să asigure România președinția. Președinția, da? Președinția, așa. Ca să vorbim, ca să înțeleagă tantii asta de la guvern. Președinția Consiliului Europei.
Ha? Bravo, tovarăși! Bravo! Mulțumim! Te aplauz acum? Dacă ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Și la Vocea României, un nou concurent, Mircea Mușchiuleț Badea. Ne cerem scuze din cauza protestelor telespectatorilor. Noul sezon din Vocea României se anulează. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Bună dimineața, băieței, este ora 9:46 de minute. Domnul Dezbrăcatu, domnul Orlando și Șerban vorbesc despre gafe și nepotisme. Cum arată echipa care o să ocupe de a prelua președinția Consiliului UE. Cum trebuie. Zici tu cam PSD. Nu. Președinția. Nu, președinția. Bravo, exact, așa, la PSD. Deci, la 1 ianuarie 2019, România va prelua pentru 6 luni președinția, ca așa e corect, Consiliului Uniunii Europene, una dintre cele mai importante sarcini pe care le poate avea un guvern. E, în calitate de premier al României, Viorica Dăncilă. Nu așa. Vrei serios, nu vrei ceva deosebit, adică dați-mi voie. În calitate de premier al României, tovarășa Viorica Dăncilă va juca în primele 6 luni ale anului viitor unul dintre cele mai importante roluri de la nivel european. Bravo! Consiliul Uniunii Europene este forul care reprezintă guvernele statelor membre UE și care se compune din miniștrii fiecărei țări. Șefii ministerelor din statele membre UE se reunesc în același cadru al Consiliului pentru a discuta, sub conducerea glorioasei doctor academician Viorica Dăncilă, pentru îndeplinirea activităților de specialitate convenite la nivel european. Atât pentru țara noastră, cât și pentru dezvoltarea celorlalte state membre, conducerea acestui for sub Viorica Dăncilă este o onoare absolută pentru toată lumea. Da, extra, e o eroare, nu e o onoare, e o eroare, ai nebunit. Doamne ferește, dar să vedeți că după ce că e tută de tută, a mai și încurcat instituțiile europene, mă rog, nu contează foarte tare, pentru că o doare fix în bașcheți. Da, mă, dar să știi că ea le face ca să râdem noi, nu le face voi. Da, e și nu, e obosită. Presată, e obosită, obosită și așa mai departe. Adică, presată la rece. Deci, în ciuda experienței sale de peste 9 ani la Bruxelles, Dăncilă a fost ironizată la pupitru Parlamentului de către fostul președinte Traian Băsescu, acesta explicându-i gafa comisă într-un mod acid. România este reprezentată în Consiliul UE de președinte. Greșit, doamna premier. Președintele ne reprezintă în Consiliul European. În Consiliul UE ne reprezintă guvernul. Plecați măcar cu această informație din Parlament. Plecați-mă de aici cu... Mă rog, hai să vedem MAE, adică Ministerul Afacerilor Externe, împânzit de tineri fără experiențe, dar foarte talentați. Da, e acolo domnul Mele. Adică... Foarte talentați. Foarte da. Talentați. Deci, cum spun eu, nu talentați. Da, talentați. Da. Deci, iată, doamnelor și domnilor, iată, se pare că se va ocupa de problema Brexit-ului și a românilor afectați de acolo. Un domn care se numește Cristian Vințăr și care este secretar de stat în MAE.
Potrivit unor surse PSD, tânărul Vință a ajuns la guvern în mijlocul anului trecut, fiind sprijinit direct de Liviu Dragnea la recomandarea tinerilor socialdemocrați. Pe cine vreți să punem? Pe el? Pe Vință? Da, 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 exact. Hai să spun, asta îmi place cel mai mult. Tânărul Vință a obținut diploma de drept în științe penale. Alt secretar de stat în MAE, angajat fără semnătura lui Meleșcanu, ci la intervenția europarlamentarului Victor Boștinaru, a Olguței Vasilescu și a președintelui CJ Dolj Ion Preoteaza, este Costin Radu Cânțar, fost șef de cabinet al baronului PSD Ion Preoteasa. Cânțar este acum noul agent guvernamental a României la Curtea de Justiție UE. Tu fi țară ăsta. Sunt fi de ochi. Mai departe. O altă problemă este că sunt foarte multe rude ale acestor domni și doamne. Deci, Sorin, și domnișoare, să avem pe Sorin Săvulescu, fiul celei de-a doua soție a lui Meleșcanu, care a fost numit consul la Strasburg. Da, mai avem pe Ioana Grigoraș, fica lui Mugurel Grigoraș, zis Melcul. Poreclă. Ai vorbit cu fisa lui Melcu? Da, e la care noi. A fost coleg de trupă rock și de facultate cu Liviu Dragnea. Mai departe, stai că mai e unul aici care e bestial, care este băiatul lui Anton Barbu, ăla cu ochelarie, de era ministrul culturii, de s-a făcut de rahat. Băiatul lui Mihai Stănișoare e acolo. Băiatul lui Barbu este, cum se numește, mă? Emanuel Barbu, i-a zis despre domnul Emanuel. Da, Emanuel. Da, da, da. Consul unde e? Unde e? La Edinburgh e. E, și la Salonic este Ioana Grigoraș, fica lui Mugurel Grigoraș, ăsta cu rocul. Ce mi-e cu tel drumul, că a fost acționat. Suntem vai, suntem vai steaua noastră. Deci, da, numai tineri talentați. Deci, cum v-am spus eu, nu cum o dați voi întoarsă. Vezi, eu cred că PSD-ul, dacă îmi dați voi, estimați, cred că PSD-ul aplică principiile regalității. De ce? Da. Pentru că atunci când regele trebuie să-și lase mai departe treburile, apelează la cineva din familie cu sânge regal. Ai terminat? Nu. Du-te, bă, ia uite, bă, niște sânge albastru, băi, nu regal. Auzi, domnișoara care era, care e consul acum în Torino, a fost întrebată: câți români sunt în Torino? Nu știu, cu ei am venit de două zile. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Promotorii regalității PSD-ul. Stă, Gabriela Vrânceanu, firea Pandeleu Frosina, ia bagă-mi și mie o melodie, făi. Oare ce-i pe primul loc, bani, dragoste sau noroc? Oare ce-i pe primul loc în viață? Banii, mă, ești nebună, mai bine cântă despre cum ai făcut carieră în PSD, lasă asta. Dau din coate, fac ce pot, timpul nu-l opresc în loc, nu se rupe inima din mine. O să ajungi președinte, dă-te naibii de nevastă, hai să te pup. Cronica Cârcotașilor, audio live. Filozoful Mihai Șora a anunțat că vrea să învețe limba japoneză. Are 101 ani și a zis că în 4 ani voi putea să desenez o melodioasă scrisorică în limba micului meu, Tyuru Kawai. Deci are un amic japonez și la 105 ani o să-i scrie scrisorica. Până atunci e la proteste. Încă mai e la proteste. Încă e la proteste. Lucru, deci, pe care mulți nu-l fac. Om serios. Ia spune, domnul Orlando, zine câteva cuvinte în japoneză pe care le-ar spune domnul Șora. Păi avem așa. Vă așteptăm la protestele din fața Palatului Victoria. Ia. Vrei să știi cum sună japoneză? Zi, ia. Watashi cha hakyuden no shori no mae nikogi omateiru. Mai în forță. Da. Watashi cha hakyuden no shori no mae nikogi omateiru. Așa, da. E cu accent. Bravo. Arigato. Arigato. Noi vă mulțumim pentru atenție
și vă așteptăm mâine dimineață la o nouă ediție de la Cronica Cârcotașilor. Stai, să ne facem și salutul ăsta. Nu, 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 trebuie să scriem în japoneză. Facem salutul așa, ne vedem mâine dimineață la 7. Stai, vă așteptăm la Cronica Cârcotașilor. Toaleta unde e? Nu vrea să traducă. Ești nu vrea, păi dar e cu Cronica, mă, nu poți să aduc așa. Evident. A, gata, gata. Ia, zi. Watai chika! Kuronikuru. Așa scrie. Ia. Watai chika! Kuronikuru, no Kuronikuru omateiru. Da, v-am pupat. Ne auzim mâine. La revedere. Pa, pa. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.